Polițiștii au reușit reținerea suspecților după mai bine de o săptămână. Aceștia au pătruns în grădina unui imobil aparținând unei persoane din comuna Șibot, unde au tăiat cablurile de alimentare cu energie electrică de la două utilaje și au sustras alte bunuri din gospodăria acestuia, cauzând un prejudiciu de 1200 de lei. Față de cele trei persoane, s-a luat măsura reținerii pe o durată de 24 de ore pentru comiterea infracțiunii de furt calificat, fiind depuși în centrul de reținere și arestare preventivă al IPJ Alba.